Bună seara, dragi telespectatori! Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Rusiei Putin, locotenent colonelul de aviație în rezervă din trupele NATO, Johann Scholz, a arătat înțelegere deplină față de poziția Rusiei în cazul Ucrainei. Scrisoarea a fost consemnată de numeroși intelectuali germani și avertizează că scutul de apărare împotriva rachetelor în Europa de Est este conceput pentru a facilita un prim atac nuclear asupra Rusiei. Scholz definește în scrisoarea sa deschisă și motivele determinante în confruntarea cu Rusia. Ascensiunea politică și economică a Rusiei sub Putin este pentru Occident un ghimpe în coastă, explică el. Consolidarea economică și de stat a țării sale de la preluarea conducerii în anul 2000 de către Putin este de fapt singurul motiv real pentru agresiunile împotriva lui, explică el președintelui rus și dorește în numele consemnatarilor fermitate și înțelepciune. Doamnelor și domnilor, în funcție de statistica oficială Rosstat, haideți să observăm cu atenție în ce măsură s-a consolidat Rusia sub Putin între anii 2000 și 2010. Faptul că Rusia îi este incomodă Occidentului apare astfel într-o lumină nouă. Produsul intern brut al Rusiei a crescut cu 96,7%, comerțul exterior cu 332%, balanța comercială cu 150%, în timp ce investițiile externe au crescut cu 952%. Datoriile externe au scăzut cu 83,3%, iar inflația a scăzut comparativ cu anul 2000 cu 56,5%. Producția industrială a crescut cu 47%, în timp ce salariile s-au mărit cu 142%, iar pensiile cu 231%. Comerțul cu amănuntul a crescut cu 156%, în timp ce rata sărăciei și șomajul au scăzut cu 56,6%, respectiv 29,2%. Nașterile au crescut cu 41,3%, în timp ce mortalitatea a scăzut cu 8,7%. Scăderea naturală a populației s-a micșorat cu 74,9% și mortalitatea infantilă cu 30,6%. Speranța de vârstă a crescut cu 3,7%, iar delictele au scăzut cu 10,9%. În sfârșit, cifra criminalității a scăzut cu 50,9%, otrăvirile prin alcool s-au redus cu 61,3% și suicidul cu 41,5%. În timp ce Putin este momentan demonizat din ce în ce mai mult de către mass media occidentală, faptele sale dovedesc cu totul altceva. De aceea e cu atât mai important de a duce la cunoștința publicului date clare și voce contracompetente ca aceea lui Johann Scholz. Relatării unilaterale au adus destule dezastre, de aceea susținesc la Gemauer TV prin recomandarea mai departe emisiunii noastre. La revedere!